Între timp, de la Atena vin vești bune. După aproape două săptămâni de luptă constantă cu flăcările, autoritățile elene au anunțat că incendiile au fost aduse sub control. În prezent, nu mai există niciun front activ, ci doar câteva focare răzlețe. Chiar și așa, stihia lasă în urmă un adevărat dezastru pentru oamenii din zonă, care peste noapte s-au trezit fără casă, fără acces la rețelele de comunicații, fără surse de existență, poate chiar și fără speranțe că vor găsi puteri să o ia de la capăt. Aici a fost cândva brutăria noastră, rafturile, frigiderele și congelatoarele, masa pe care am întins aluatul, totul este acum doar scrum. Flăcările erau atât de puternice încât au topit până și aluminiul. De mai bine de 40 de ani, Zoe Halasti și soțul ei aveau aici, pe insula Evia, o patiserie. Peste noapte, totul a fost înghițit de flăcări. Oamenii au chemat pompierii când incendiul era încă departe de această zonă, însă salvatorii nu au mai izbutit să intervină, așa că magazinul lor a fost distrus în totalitate. Ne câștigăm existența din comercializarea măslinelor pe care le creștem, sunt atât de bune încât le exportăm, dar acum și aceste plantații sunt distruse. Obișnuiam să avem și turiști, dar cine va dori acum să vină aici în vacanță? Ce ar trebui să fac? Nu știu dacă am puteri să încep totul de la zero. Incendiile sălbatice i-au făcut pe mulți să pună la îndoială posibilitatea unui viitor pe această insulă. Mulți dintre localnici au rămas pe drumuri, iar sute au fost evacuați cu feriboturile pe mare. Flăcările au fost alimentate în principal de vânturi și unul dintre cele mai puternice valuri de căldură din sudul Europei din ultimele decenii. Oamenii au făcut tot ce le stă în puteri pentru a potoli stihia, iar mulți au încercat să stingă focul cu forțele proprii. Dintre cei aproape 1000 de pompieri care operează pe Evia, aproximativ 300 au venit din Ucraina, Serbia, Republica Moldova și România, susținuți de 11 bombardiere cu apă și elicoptere. La Bruxelles, Comisia Europeană a anunțat că a sporit trimiterea de avioane, elicoptere și pompieri în Grecia, dar și în Albania, Macedonia de Nord și Turcia. Între timp, salvatorii lucrează cot la cot cu natura. În regiunile care ardeau, au scăzut temperaturile și a plouat, ceea ce a ajutat la stingerea focului. Fiecare locuință care a fost distrusă este o tragedie pentru noi toți și este ca o lovitură în inimă. Dar ceea ce știu este că o luptă uriașă a fost dată în ultimele zile. Am rămas cu toții acolo, fără să dormim în toate aceste zile. Acum prioritatea autorităților va fi reconstrucția. Guvernul de la Atena a pregătit un fond de 500 de milioane de euro pentru eliminarea consecințelor. Primii bani vor fi alocați chiar săptămâna viitoare. Toate pădurile distruse de flăcări vor fi replantate, iar în viitor vom aplica o altă strategie în ceea ce privește inundațiile și incendiile. Avem nevoie de un plan care să permită localizarea incendiilor în decurs de 10-15 minute după izbucnire. De asemenea, este important să implicăm populația locală în gestionarea dezastrelor. Oamenii din sate cunosc pădurile din jur. Când este un incendiu, ei știu cel mai rapid mod de a ajunge la el. Precizăm că peste 500 de incendii au dus la evacuarea 10 de sate și mii de oameni din regiunile afectate, în special capitala Elena, Atena, dar și insula Evia.